Salut, dragi prieteni, sunt Anda Damiron, bine ați venit pe canalul meu. Astăzi este vineri, așa că începem un nou daily vlog și aveam planuri foarte, foarte mari pentru weekendul ăsta. Voiam să facem o grămadă de lucruri, trece o mașină sau un tractor. Un tractor. Viața la țară, ce să zic. Aveam planuri foarte mari pentru weekendul ăsta și s-a anunțat ploaie. Sper eu să plouă la fel ca și astăzi, așa în reprize, a dat un ropo din ăla major de ploaie mai devreme când am fost eu la Hornbach, de n-am putut să ies din mașină. Și da, de dimineață am fost un pic până la cabinet, am avut o intervenție, după care am fost la Hornbach împreună cu Matei, pentru că e acasă, tușește și are muci de câteva zile, așa că l-am dus la grădiniță. Și am cumpărat câteva chestii, vă arăt imediat, cel mai fericită sunt că mi-am luat un sistem din ăsta de irigație prin picurare și nu credeam că e așa de simplu, adică mă gândeam că e o chestie mult mai complicată, mă gândeam că poate trebuie să chem pe cineva să facă treaba asta, dar m-am dus acolo și am zis hai să-l întreb pe tipul ăsta care se ocupă acolo de raion și mi-a dat la tot ce-mi trebuie și am cumpărat 100 de metri de furtun, acum mai trebuie să-l tai, să-l racordez, să mă ocup un pic de el. Și am luat niște flori pentru că nu m-am putut aține. Dacă tot m-am dus la Hornbach, de unde am cumpărat zinile astea săptămâna trecută, am mai luat încă o tură de ele pentru că mi-au plăcut atât de mult și au crescut foarte mult de când le-am plantat și n-au decât vreo 3 zile, cred, de când le-am plantat. Vi le arăt imediat în spate unde le-am pus. Și am fost și până la Garden Center, de unde am luat un recipient din ăsta de compost, pentru că vrem să ne facem compostul nostru și am luat de acolo plătuțele astea, nu știu exact ce sunt, cred că scrie pe fiecare. Am luat și niște impatiens, aveau toate culorile și sunt, cred că o să se facă foarte, foarte drăguțe pe vară. Am mai luat și un rozmarin, pentru că vă ziceam în... nu în daily, cred că v-am zis în video cu grădina de legume că mi-a murit rozmarinul, așa că am luat altul. Iar asta e cutia de compost pe care am cumpărat-o, are 500 de litri. Nu știu dacă o să ne ajungă, s-ar putea să ne mai trebuiască una. A fost destul de scumpă, vreo 300 și ceva de lei, nu știu, 330, 350. Nu mai țin minte exact, am luat mai multe lucruri. Dar, da, mi s-a părut destul de costisitoare. Dar am înțeles că e mai ok decât să îți faci tu din paleți sau din, nu știu, lemn. Ar fi mai solidă treaba asta. Zice că are și sistem din ăsta de drenaj al apei de ploaie și închizătoare din asta solidă, ușor de depozitat, pivot din aia de metal. Nu, vedem. Vreau să vă arăt zinile pe care le-am plantat. Acum, dacă stau să mă uit la ele, cred că le-am pus totuși cam prea dese, că ele o să se mai îndesească și o să mai facă flori, dar o să mai tund eu din ele, că am înțeles că cu cât le tunzi mai tare, cu atât fac mai multe. Schimbare rapidă, rapidă de planuri, pentru că auziți-l pe ăsta cum tușește, așa că l-am sunat pe pediatrul nostru și a fost super drăguț și a zis că mă așteaptă el, își terminase programul la cabinet și mă așteaptă să ajung repede, repede cu Matei să-l vadă, pentru că el o să plece pe weekend, așa că nu o să mai poată să-l vadă până luni. La ce facem la tăpâni? Merge să te asculte la plămâni. A fugit repede pentru că sunt super pe grabă și ne auzim după aia, sper să fie totul bine. Eu bănuiesc că are o laringită, dar mă rog, eu sunt doctor de dinți, nu de altele, așa că vedem ce zice Mihai. Bună dimineața, vă spun astăzi, pentru că aseară n-am mai apucat să filmez nimic. A fost nebunia, am plecat de acasă și chiar nu m-am grăbit, adică în localitate eu tot timpul merg regulamentar. Dar ce s-a întâmplat a fost că am ieșit din localitate, aveam limită de 70 și se lucrează. Și ieri nu se lucra, de exemplu, de fapt nu, ieri s-a lucrat, alalt ieri nu s-a lucrat. Și acum că se lucrează, au pus limită de 50. Și m-a luat radarul la pistol, m-au așteptat un pic mai departe, m-au tras pe dreapta. N-am văzut că mă trag pe dreapta, chiar nu mă gândeam că am greșit cu ceva, adică chiar n-am știut, nu, n-am, oricum eram setată să mă duc la doctor cu Matei, eram îngrijorată un pic pentru el. Apropo, e bine, e tot ok, nu are absolut nimic, are doar muci, tușește de la muci, mi-a zis să continui cu ce dădeam oricum și eu acasă, apă de mare nas, Vibrocil, și mi-a mai dat ceva sirop pentru tuse, un Erdomed, a ieșit și soarele, mă bucur, dar o să mă strâmb. Și, da, problema când m-a tras pe dreapta, problema mea cea mai mare era că atunci am realizat că eu n-am acte la mine. Pentru că mi-am tot schimbat poșetele, mi-am luat tot alt portofel și nu le-am mutat actele dintr-unul într-altul. Așa că când m-a tras pe dreapta și mi-a ieșit actele la control, era, stați să văd ce acte am la mine. Au fost foarte simpatici domnii polițiști, mi-au dat doar un avertisment și 3 puncte de penalizare. Am scăpat ușor.
Am vrut să vă pun un pic la curent cu ce s-a întâmplat ieri. A fost a doua oară în viața mea când mă oprește poliția. Am mai luat o amendă pentru radar, tot cu 74 de kilometri la oră, că și acum tot cu 74 m-au prins. Și aia s-a întâmplat în primul an de când am luat permisul și de atunci n-am mai avut evenimente absolut deloc. Acum am să ne bem cafeaua, după care eu să mă duc la Canto astăzi și apoi mă întorc acasă și mă apuc de treabă. Poate reușesc să fac ceva și până și plec. Cât e ceasul acum? 10:25. Și până plec, până și plec, și până plec. Cât? 10 fără? 25. A, bine, la 10 jumate trebuie să plec. Da, hai că vedem. Păi eu? Hai că mai am 10 minute să mergem să vedem ce facem după șemineu. Hai. Păi hai. Hai. Te-ai ridicat? Trebuie, musai. Musai, hai da. Trebuie să-mi pun ochii. Să și văd ce fac acolo după șemineu. În zona de după șemineu e mare dezastru. Trebuie să facem ceva aici. Andrei a tăiat iarba. Și ce vreau să fac este să pun lada de compost undeva, să plantăm într-un final mesteacănul ăla și mesteacănul ăsta, astfel încât să arate bine de după șemineu, adică din fața lui, și să vedem ce plante mai punem în zona asta, pentru că aici, pe acolo, se intră în curte și aș vrea, iar au început vecinii cu mașina de tuns iarba, și aș vrea ca atunci când intri în curte să nu vezi partea asta de după șemineu. Deci aici, unde sunt acum sacii cu scoarță, trebuie puse alte plante care să nu crească totuși mai înalte decât șemineu, dar care să acopere zona asta și să nu mai... Deci? Să nu țară în ochi. De ce? Zi! Păi hai să mutăm mestecenii, să vedem cum... cum o să rămână pe poziție. Păi trebuie să țip la tine de pe partea aia alaltă și a început și Leo cu mașina de tuns iarba, nu ne mai auzim. Cred că trebuie mai înspre șemineu. Poți să pui mesteacănul ăla un pic mai înspre încolo? Un pic, da. Nu e bine. Nu e drept, e strâmb. Da, așa. Ready, babe? Ai făcut gropile? Bravo. Păi da, trei erau. Ha? Ah, păi hai. Să-i dăm bătaie. So proud of you. Mă bucur, băi. Mulțumesc. Să crești mare. Mai am unul, da. Și gata? Gata. După aia punem plasa și scoarța. Andrei n-are nicio șansă să-și țină pantalonii peste fund, oricât de mult ar încerca, așa că vă rog să ignorați aspectul ăsta. It is what it is. Da. Ești curles. Da. Dacă nu mă las să mă duc la sală, să-mi fac... Da, astăzi trebuia să meargă la sală când am ajuns eu acasă, dar am zis hai să profităm de vremea asta bună și să facem ce avem de făcut, că nu știu când o să vină ploaia și după aia iară nu mai facem nimic tot weekend.
Cât am fost eu la Canto, Andrei a plantat și recipientul pentru compost. A plantat. Asta am plantat astăzi, încât numai asta am în cap. Am montat recipientul pentru compost. Pare ok, e un pic mai mare decât m-am așteptat eu. Aici are un capac. Și, da, e simplă treaba. Numai că nu știu exact cum se închide. Ar trebui să aibă și ceva mâner aici, din câte am văzut. Iar în partea de jos are gura de acces, de vizitare, de unde ar trebui să scoatem pământ gras și bun pentru grădina noastră. Și bio, mai ales bio. Acum trebuie să vedem unde punem hardughia asta, pentru că inițial ne-am gândit să o punem aici, unde sunt acum sacii cu scoarță. Dar cred că va veni foarte tare încoace până în șemineu și nu vom mai avea loc de acces. Așa că cred că o să-l punem totuși acolo unde stă Andrei acum. Îl pui? Hai! Cum iei de aici? Nu ți-e mai ușor să iei dacă vine gura așa? Mai ușor ar fi să nu fie acolo. Și să fie unde? Aici, de exemplu. Păi nu, mai că am impus să mut astea aici, nu mai mut astea de aici încă o dată ca să îl fac de probă și dacă nici aici să le mut din nou în altă parte. Deci astea aici nu mai fac să mut 7 saci. Ideea am zis la... Lasă că-i mut eu. Du-te, du-te. Bine, hai, să te văd. Pahar de cola rece pentru cel mai muncitor soț. Să rămână. Ție de bine. Că bere n-am voie, că conduc. Dă-i să crească burta și șalele. Ce bine ar fi dacă ar crește curul de la asta. Da. Ți-l pe ăsta. S-a făcut comod. Te-ai adus foarte cu. Am uitat. Foarte da, știu. Asta e singura foarfecă de Doamne ajută care o avem în casă. Ea mai e pentru făcut tot felul de crafturi. Altă variantă ar fi fost forfecuța de unghii, da. Dar forfeca mare unde e? Da, au dispărut. A intrat în gaura neagră în care intră și șosetele. Am terminat în sfârșit zona asta. A fost foarte mult de muncă. De fapt, a muncit mai mult Andrei. Eu am fost cu indicațiile. Dar suntem foarte, foarte mândri de rezultat. Hai să vă arăt și de pe partea aia. Sunt foarte, foarte mulțumită de cum a ieșit. Hai să iau și îngrășământul ăsta. Ne-a mai rămas o grămadă de îngrășământ. Mai am și alte plante la care trebuie să-l pun. Asta mi l-a dat de la pepinieră, doamna, când am luat restul plantelor. Asta e ora la care deja e destul de greu de filmat în curte din cauza soarelui, pentru că bate foarte tare soarele după amiaza. Am luat un pic de pauză, am fost foarte obosiți, în special eu după ce am dat atâtea indicații și Andrei după ce a dat la cazma și a făcut o grămadă de treabă. Ne-am întins un pic în pat, am pus copiii la somn și acum Andrei s-a dus până în oraș să ia ceva de mâncare pentru cină, pentru că nu mai avem timp să tătim astăzi, așa că o să mâncăm un pic de take-out. Și eu m-am odihnit destul, am ieșit afară să văd ce mai pot să fac. Latră câinii ăștia într-un mare fel, dar trebuie să fac un pic de ordine, de curățenie prin curte, pentru că sunt lucruri peste tot și nu vreau să rămân așa. Mâine dimineață o să avem niște musafiri și aș vrea să fie cât de cât ordine prin curte, pentru că probabil, dacă o să fie vreme bună, o să stăm să bem cafeaua împreună afară.
în colțul ăla până în Dali. Și acum am de gând să plantez aici, în spațiul ăsta, eucaliptul pe care l-am luat azi dimineață. Cred că va arăta tare drăguț aici, mai ales că se va face o tufă destul de mare și atunci va mai acoperi și spațiu din spatele lui, acolo unde e mesteacănul. Și da, abia aștept să mă bucur de el. Arată un pic ca muscățel așa, dar sper să-și revină cât de curând. Planta florile în seara asta, Andreea acum le udă și o să mergem până la vecinul nostru Leo să stăm la o poveste și să ne relaxăm și noi un pic pentru că am muncit astăzi pe rupte. Așa că, da, cam asta e tot pentru astăzi. Ne auzim, nici nu știu, nu știu dacă o să mai filmez mâine sau nu în funcție de vreme. Dacă nu filmăm, ne vedem în următorul daily. Dacă filmăm și mâine, ne vedem mâine. Până una alta, nu uitați să vă abonați la canal, nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut videoul ăsta și lăsați-mi comentariile voastre, abia aștept să le citesc.